Dragii mei, în această dimineață, așa cum spunea fratele Liviu, comemorăm. Suferințele Domnului Iisus Hristos este sărbătoarea care Domnul Iisus Hristos a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Spre pomenirea mea a Domnului Iisus Hristos. Și într-o zi ca și aceasta ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, ne aducem aminte de prețul care s-a plătit pentru noi, ne aducem aminte de suferințele Lui și toate acestea pentru noi. Pentru noi care suntem în această dimineață în locul acesta. În această dimineață Dumnezeu mi-a pus pe inimă pentru că am sărbătorit și ne-am bucurat de învierea Domnului Iisus Hristos. Și duminica trecută când a ținut partea de est a Europei, dar și cealaltă duminică în care a ținut această altă parte a Europei sau a lumii. Dar nu este important, așa de important mă gândesc data, cât este de important eveniment. Că Domnul Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Și Pavel Apostolul a avut la un moment dat cu cei din Corint o discuție și o neînțelegere cu ei despre învierea morților. Și spunea Pavel Apostolul, dacă noi nu înviem, dacă morții nu înviază, înseamnă că nici Hristos n-a înviat. Sau dacă nu credem în învierea morților, atunci toată credința noastră este zadarnică. Este zadarnică. Am citit aceste cuvinte care dumneavoastră le știți și le-am mai împărtășit cu dumneavoastră, dar în această dimineață m-am oprit asupra unui verset. Domnul Iisus Hristos și la momentul potrivit vom vorbi din acel verset. Domnul Iisus Hristos le-a spus niște lucruri foarte aspre celor de pe vremea Lui. Pentru că oamenii se loveau cu pumnul în piept și spunea, noi suntem fiii lui Avram. Și Domnul Iisus Hristos a spus, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Mergeau mai departe și spuneau, noi am mâncat, părinții noștri, la strămoșii lor vorbeau, au mâncat mană în pustie, au mâncat pâinea, celor mari, așa spune într-un loc Scriptura, pâinea celor mari, deși această hrană care ei au mâncat-o în pustie, era o hrană pentru trup. Ca să le hrănească trupul. Nu era ca să le hrănească sufletul. Ceea ce noi facem aici, dragii mei, nu este ca să hrănească trupul. Pentru că nu o să te hrănească niciodată trupul o bucată de azimă și nici să guși puțin din rodul viței. Nu o să-ți hrănească trupul. Dar noi facem aceasta pentru viața sufletului nostru. Și Domnul Iisus Hristos le spune aceste cuvinte celor de pe vremea Lui. Și spune așa în versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Cu alte cuvinte. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, nu-ți garantează că o să trăiești 1000 de ani în trupul acesta sau 969 de ani. Ca Metusal. Nu-ți garantează. Poți să mori astăzi. Poți să decedezi mâine. În săptămânile în care urmează, în anul care vine. Dar, dacă iei după voia lui Dumnezeu, te împărtășești din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, vei avea viață veșnică. Vorbește de partea spirituală. Și oamenii aceștia spune aici, Domnul Iisus Hristos spune așa, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Și aș vrea să vă aduc aminte. Aici când spune Domnul Iisus Hristos, au murit. Nu se referă la moartea fizică. Făcând apel la strămoșii lor care au murit. Pentru că toți oamenii mor fizic. Se referă la viața lor spirituală. Au murit.
față de Dumnezeu, pentru că s-a împlinit cu ei Scriptura, când Domnul Dumnezeu a spus, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Credeți că Dumnezeu le vorbea despre odihna în țara Canaanului? Nici într-un caz. Acest Canaan, din punct de vedere fizic, era o țară pentru odihna trupului. Dar Dumnezeu le vorbește despre odihna veșnică a împărăției lui Dumnezeu. Și spune Dumnezeu, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Cu alte cuvinte, neamul acesta de oameni care au ieșit din țara Egiptului și nu m-au cârtit, au cârtit, au cârtit și au vorbit, s-au apropiat de mine cu buzele, inima lor a fost așa de departe de mine. Am jurat că oamenii aceștia nu vor intra în viața veșnică. Și sufletul lor nu vor intra și nu vor avea parte cu mine în împărăție. Măcar era că era poporul ales. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, adevărata pâine care se coboară din ceruri, nu este, cu alte cuvinte, parafrazez, nu este mana care voi ați mâncat-o și unele dintre ele, pentru că ați luat mai mult decât trebuia să luați, s-au stricat și s-au împuțit. Nu aceasta, ci pâinea care se coboară din cer, spunea Domnul Iisus Hristos, este trupul și sângele meu și cine mănâncă din trupul meu și bea din sângele meu, are viață veșnică. Lăudați să fie numele Domnului. Dragii mei, este primordial. Și când vorbim aici despre trupul Domnului Iisus Hristos și despre sângele Lui, de cele mai multe ori facem referință la viața aceasta pământească, dar spirituală. Deci la puterea noastră spirituală, la puterea de a învinge păcatul, la puterea de a rămâne creștin, la puterea de a spune nu atunci când trebuie să spune nu. De cele mai multe ori facem referință la aceasta. Nu? Facem referință la aceasta. Și este adevărat, este biblic. Cine nu mănâncă, spune Apostolul Pavel, și nu bea, n-are viață el însăși. Vorbește de lucrurile acestea, de puterea ta spirituală. Și mai mult de atât merge Apostolul Pavel mai departe, în Cartea Corintenilor, și le spune celor din Corint, care și ăștia erau cam dungași. Le spune Apostolul Pavel, când vă adunați la oaltă, cum să ia cina? S-a întâmplat că s-a adunat la oaltă și mâncau. Unii mâncau, alții și aduceau de băut și fiecare și aduceau de acasă. Și luau și cina. Dar erau care n-aveau. Și spune Apostolul Pavel, n-aveți case să mâncăți și să beți? Dar spune Pavel acolo un cod de conduită să te apropii de trupul și sângele Domnului. Că nu poți oricum să te apropii. Nu poți oricum. Și unii teologi spune, Iuda s-a apropiat de această jertfă cu inima necurată, cu lucruri ascunse în inimă. Și ce s-a întâmplat atunci când Iuda a întins îmbrictul Domnului Iisus Hristos? Ce s-a întâmplat? Spune Scriptura că în clipa aceea Satan a intrat în el. Pericolul mare să te apropii de sângele, de trupul Domnului și sângele Domnului este să-ți expui pur și simplu sufletul, nu trupul. Că Iuda mai putea să trăiască 40 de ani în trup, dar sufletul era mort. Pentru că s-a compromis. Dar aș vrea să vă spun și în câteva minute să împărtășesc cu dumneavoastră, să vedeți că această împărtășanie cu trupul și sângele Domnului nu este numai pentru puterea noastră spirituală aici pe pământ. Aceasta este o condiție ca să rămâi în Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun ceva, că Domnul Iisus Hristos face o promisiune pentru cei care se apropie, ca și noi astăzi, să apropie de trupul și sângele Domnului Iisus. Face o promisiune. Și de promisiunea aceasta aș vrea să vorbesc câteva gânduri. Și promisiunea aceasta este în versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Să băgăm de seama aici. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dragii mei, viața noastră și împărtășania cu trupul și sângele Domnului are repercuții peste mii de ani, dacă Dumnezeu va mai ține lumea aceasta.
peste mii de ani, va avea efectele acestea. Nu numai în viața aceasta, spuneam, de multe ori ne limităm numai aici, dar Domnul Iisus Hristos ne spune, cine mănâncă și bea sângele meu, îl voi învia în ziua de apoi. Ce vrea să spună lucrul acesta? Îl voi învia în ziua de apoi. Toți oamenii, până aici au murit, cu excepția unora, care au fost răpiți de Dumnezeu. Ilie, mai era încă unul Enoch, în rest toți oamenii au murit. Ce înseamnă moartea aceasta din punct de vedere fizic? Pentru că Domnul Iisus Hristos nu promite că vei trăi aici în Canada 1000 de ani. Și poate nimeni, și dacă ți-ar promite, nici n-ai vrea. Dacă ai întâlni acum un om care o trăi prin anul 1000, și-ar chinui sufletul sărat. Nici n-ai vrea. Dar ce se întâmplă atunci când omul moare, din punct de vedere fizic? Pentru, de ce spun lucrul acesta? Pentru că toți oamenii vor muri, numai cei care vor fi în viață, la venirea Domnului Iisus Hristos. Dar nu știu când va fi. El știe, poate vine la noapte și avem parte să fim în viață. Dar și dacă am fi în viață, aș vrea să vă spun și să vă aduc aminte că spune Apostolul Pavel, n-aș vrea să fiți în neștiință. Că cei ce au adormit în Domnul vor lua înaintea noastră. Și însăși Dumnezeu din cerul la strigătul unui arhanghel, la trâmbița lui, când va suna morții din morminte, vor învia. Cu alte cuvinte, toți cei care nu vor fi în viață când Domnul Iisus Hristos va veni, toți cei care se odihnesc în gria pământească, sau i-au înghițit oceanul, sau în alte forme au decedat, toți aceștia vor învia. Fie că au făcut binele, fie că au făcut răul. Ne spune Scriptura că toți vor învia. Și aceasta este, deci moartea aceasta fizică, și ce este? Este prima moarte. Prima moarte care omul poate să o experimenteze. Și de care îmi spunea cineva într-o paranteză când a venit în Canada, de două lucruri nu o să poți să scapi în Canada. Multe o să le eviți și multe o să le aranjezi. Dar cel puțin de două lucruri importante nu o să scapi. Una de moarte și a doua de taxă. Și este adevărat. Mor oamenii și aici și dacă trăiești 100 de ani, până la urmă, tot mor. Dar ce se întâmplă când moartea asta fizică intervine și vine peste noi? Prima moarte este când sufletul părăsește trup. Când sufletul omului părăsește trupul, se desparte una de cealaltă și trupul rămâne o cochilie goală. Pur și simplu o cochilie goală. Oamenii o ia, pe unele le pune în cavou, pe altele le pune în mormânt, indiferent unde le pune, suntem supuși putrezirii. Și aceasta putem să citim din Scriptură. Duhul de viață este luat de Dumnezeu și pus la locul potrivit stării spirituale în care omul a trăit în timp ce era pe pământ. Aceasta este prima moarte. Moartea fizică. Nu știu dacă m-am făcut înțeles bine. Duhul de viață este luat de Dumnezeu și pus în locul potrivit stării spirituale în care omul și l-a pregătit în timpul în care trăia aici, pe pământ. Asta este prima moarte. Decesul fizic. A doua moarte este o moarte mai cruntă decât prima moarte. Măcar că noi le vedem invers. Dar să știți că a doua moarte este mai cruntă decât prima moarte. Și a doua moarte este când Duhul părăsește sufletul. Să faci această despărțire între suflet și Duh. Și asta putem să găsim în Ezechiel, capitolul 18, cu versetul 4. Să vedeți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, că sufletul care a păcătuit
acela va muri. Acela va muri. Asta, moartea aceasta, este o moarte spirituală care este mai cruntă decât prima moarte. Dar ce se întâmplă pentru că noi credem în învierea morților? Pentru că dacă n-am crede în învierea morților, credința noastră ar fi zadarnică. Pentru că s-ar putea, măcar că poate unii dintre noi ne temem, dar s-ar putea ca toți să gustăm această moarte fizică. Ce se întâmplă la învierea morților? Atunci când morții înviază, ce se întâmplă? În înviere este repunerea trupului și a Duhului și a sufletului împreună. Toate aceste trei care au fost despărțite la prima moarte, toate aceste trei, suflet, Duh și trup, sunt puse de Dumnezeu împreună. Indiferent că trupul a experimentat o moarte în țărâna pământului și a putrezit, indiferent că marea va da înapoi pe cei pe care i-a înghițit, vine vremea când toate aceste trupuri Dumnezeu le va cere înapoi. Și Dumnezeu le va da oase, le va da carne, le va da piele și pur și simplu vor fi trupuri fizice. Fizice. Și toate aceste trei Dumnezeu le va pune împreună. Ei, când Domnul Iisus Hristos vorbește aici și spune așa: cine mănâncă trupul meu și bea sufletul meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ce înseamnă în ziua de apoi? În ziua de apoi este ziua judecății lui Dumnezeu. Unii specialiști sau teologi spune ziua de apoi e ca și cum ar fi ceea ce urmează după judecat. Apoi și apoi, după judecat. N-am vrea să intru mult în domeniul acesta, dar eu îl voi învia în ziua de apoi. În ziua judecății, când Domnul Iisus Hristos va veni cu cetele Lui de mii de îngeri, indiferent, dragii mei, indiferent că ai făcut binele sau că ai făcut rău, vei sta în fața lui Dumnezeu și în fața Mântuitorului. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Vei sta în fața Lui. Și voi sta în fața Lui. Dar, pentru ziua aceea, spune Domnul Iisus Hristos, voi cei care ați mâncat din trupul meu și ați băut din sângele meu, veți avea viață veșnică. Pentru că Duhul lui Hristos este noi, veți învia pentru viață veșnică. Iar ceilalți, spune Scriptura, vor învia pentru o judecată și o sândă veșnică. Vedeți dumneavoastră care este diferența? Deci, prin urmare, dacă ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos în chip vrednic și rămânem în Hristos, chiar dacă vom adormi, chiar dacă vom adormi în glia pământească, când ne vom ridica de acolo, ne vom ridica pentru viața veșnică. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a promis. Și Domnul Iisus Hristos n-a înșelat pe nimeni. Întrebarea care se pune și apoi mă apropie de sfârșit, puteți să citiți dacă vreți, pentru că nu mai este timp, despre învierea morților în 1 Corinteni, capitolul 15, începând de la versetul 42 la 44 și mai în jos, și mai sunt încă pasaje în Scriptură în care vorbește despre învierea morților și puteți să citiți, să vedeți despre ce se va întâmpla atunci. Dar ceea ce ne interesează pe noi, dragii mei, este că atunci, la învierea morților, să înviem pentru viața veșnică. Pentru că ăsta este scopul nostru. Nu pentru o sândă. Domnul Iisus Hristos, în pasajul în care l-am citit, promite ucenicilor și ascultătorilor Lui. Și Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, și personal cred ce spune Domnul Iisus Hristos și m-aș bucura ca toți să crede lucrul acesta. Că dacă ne apropiem de El, dacă credem în El, pentru că de ce? Când Domnul Iisus Hristos a spus aceste cuvinte, oamenii firești de pe vremea aceea, cei care judecau lucrurile firește, au spus, puse vorbele astea spre de tot. Le-au înțeles firește. Au spus, cum poate omul ăsta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? În mod firesc să gândeau ei
și sângele lui să-l bem. Dar așa ceva nu se face. Așa ceva e canibalism. Dar pentru că erau firești, înțelegeau firești. Domnul Iisus Hristos ne spune spiritual și a spus, voi, cei care credeți aceasta, veți avea viața veșnică și eu, spunea Domnul Iisus Hristos, eu mă voi ocupa să fiți înviați în ziua de apoi. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră în dimineața aceasta, dorește cineva lucrul acesta? Că în ziua de apoi, în ziua cea mare, în ziua când oamenii va fi cea mai mare despărțire care a fost vreodată pe pământ. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu va despărți omenirea și pe oameni cum desparte un păstor oile de cap, pe unele la stânga și pe altele la dreapta, va fi o rupere așa de mare între soț și soție, va fi o rupere așa de mare între frați și surori, va fi o rupere așa de mare în familie, între cunoscuți. Dar vreau să vă spun că în ziua aceea va fi prea târziu să mai iau decizii. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta vă îndemn pe toți care aveți dreptul, din punct de vedere a Scripturii, să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Să ne apropiem de El, ca să primim viața aici și în caz că ne vom duce, așa cum spunea Apostolul Pavel, Apostolul Pavel, când vorbește despre trupul acesta, spune, când sunt acasă, spune Apostolul Pavel, în trupul acesta sunt departe de El, de Dumnezeu. Se referă în spațiu. Când, atâta timp când sunt în trupul acesta, sunt departe în spațiu față de Dumnezeu. Și spune, nu că aș vrea să mă dezbrac de trupul acesta, de copilul acesta, nu că aș vrea să mă dezbrac de ea, dar aș vrea să fiu îmbrăcat cu celălalt. Cu celălalt. Deci trupul acesta care se va termina în putrezire, să fie înghițit de nemurire, de viață. Dragii mei, fie că vom fi în viață, fie că ne vom odihni în gloria pământească, să avem parte de prima înviere, amin? Și Apostolul Pavel specifică și spune că mă lupt să am parte de prima înviere. Dorești lucrul acesta? Aș vrea să ne rugăm și în rugăciunea care o facem pe genunchi, să-i mărturisim lui Dumnezeu tot ceea ce avem pe inimă. Tot ceea ce ne-ar împiedica să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus. Să-i mărturisim purtarea noastră, gândirea noastră, felul nostru de trăire. Și în felul acesta să avem certitudinea că ne-a iertat și să ne apropiem de trupul și sângele Domnului ca să primim viață. Iar în urma rugăciunii mă vor ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze azima, ca Dumnezeu să binecuvinteze rodul viței și apoi cei care se împărtășesc să rămână așezați pe genunchi, iar cei care nu se împărtășesc vor ocupa locul pe scaune. Haideți să ne plecăm la rugăciune.